Este alertă meteorologică în județul Mehedinți, începând din această seară de la ora 22 și până mâine seară la aceeași oră. Specialiștii anunță intensificarea ale vântului, care va bate la rafală cu o viteză de peste 100 de km pe oră. De asemenea, în nordul județului Mehedinți sunt așteptate ninsori. Începând de astăzi, 25 ianuarie, ora 22, județul Mehedinți se va afla sub avertizare meteorologică, cod galben ce vizează intensificări ale vântului și viscol în zona de munte, valabilă până mâine, 26 ianuarie, ora 22. Vântul va avea intensificări cu rafale de 55-65 de km pe oră, iar în zona de munte cu rafale de 90-110 km pe oră. Ninsoarea va fi viscolită, zăpada spulberată și vizibilitatea redusă. În situația manifestării vântului puternic, cetățenii sunt sfătuiți să întrerupă orice activitate desfășurată în aer liber și să se adăpostească în imobile sau spații închise. Dacă se află în autovehicul, trebuie să se îndepărteze pe cât posibil de zona în care vântul suflă cu putere și să rămână în interiorul acestuia, purtând centura de siguranță. Și cei care pornesc la drum trebuie să aibă în vedere condițiile meteorologice. Mașinile trebuie să fie echipate corespunzător, iar anvelopele de iarnă sunt obligatorii, mai ales în zonele unde sunt anunțate ninsori. De asemenea, șoferii sunt îndemnați să se intereseze de starea drumurilor înainte de a pleca.